ascultătorilor. Haideți, vă rugăm frumos, poftiți. Salut. Salut, salut, mamă, tu deja ai intrat în ring. Salut, Cătălin. Salut, sărmâna, bine ați venit. Ia, bine v-am găsit. Ce faceți? Ce să facem? Ce face mami? Mami? Da. Uite-o. Da, uite-l. Poți să ieși urmări fără nicio problemă. Dacă nu-i urmări, îți dai seama ce bătaie e meu. Perfect. Luați loc aici, tati. Îi aranjezi așa frumos. Da, poți să-l și mănânci, al tău. Dar ce ai pățit la mână? Ai intrat în ring? Te-ai bătut și tu? Ia zi, spune, ce ai pățit tu la mână? Stai, uite aici, zi-mi, te-a supărat cineva? Ba, nu! Lasă-mă în pace, măruță! Ea este Eva Maria, oameni buni, și vă facem cunoștință cu ea. A fost botezată, cum ziceam, pe 20. Pe 20, cu 20, da, de oameni. Doar cu 20 de oameni, da, din păcate. Acum ne doream să fim cum e? Așteptați de mult să fie și o fetiță, nu? Normal, și acum, din cauza pandemiei... Cum? Ai sărit din leagă. Ai sărit din leagă. Păi, vezi, nu trebuia să sar din leagă. Ai sărit din leagă fix în cot. Iar răspunde cu întârziere la întrebări. Da. Deci a venit și Eva a Maria. A venit și prințesa. Are șapte luni, nu? Șapte luni, da. Mai avea puțin și făceam botezul atunci când îi rupeam și turta. Da, cu situațiile astea prin care trecem. A fost destul de dificil. Că a trebuit să tot așteptăm, să tot așteptăm. Ne-am gândit că se vor ridica restricțiile, vom putea face petrecerea mult așteptată, dar din păcate nu s-a întâmplat așa, ne-am conformat situației și am făcut o petrecere în familie. Vedem și imaginile de la botez, unde Albert și frățiorul lui au fost prezenți acolo și foarte atenți la tot ce se întâmplă, dar acum îmi dau seama că voi practic ați schimbat un pic regula. Deci avem așa, Andra cu A, Albert cu A, Andrei cu A, Alex cu A și a apărut Eva Maria. La ea nu mai e cu A numele. Păi nu, că s-au terminat A și gata. Gata, ea, s-au... Ea ce frumos, este excepția de la regulă. S-au terminat cei patru A și da, gata. Vedem imagini, cum spuneam ceva mai devreme, de la botez. În București a fost? Gata. În da, București? Da, 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 la Biserica Sfântul Elefterie. Superb. Am văzut. Tăticul e emoționat și campionii ăștia, luptătorii, au emoții așa? Să știi că n-am fost emoționat, sunt obișnuit. Sau a treia oară deja... Eu am grădinița acasă. Deja e așa, ca o formalitate. Deși, da, așa, nici... Dar să știți că aici ne oprim. Gata, la revedere. Eu zic niciodată, să nu zic niciodată. Soția ea spune niciodată. Ea spune niciodată, niciodată. Noi hotărâm, noi fetele hotărâm și mi s-a împlinit visul, avem și o fetiță, e suficient. Mai, să mai faceți și voi acum. Am înțeles, perfect, Ciucă, e valabil și pentru tine. Dar acum vreau să fii sincer cu mine, să răspunzi, ce te epuizează mai mult, o zi petrecută cu copiii sau singur, deci doar tu singur, sau o zi de antrenament, de lupte, de meciuri? Îți dai seama că n-am cum să compar astea două chestii. O zi de stat cu ei, nici o zi, cred că două ore, dacă mă las soția, a plecat, mă duc puțin până la magazin, jur că o sun de două ori până să stau de la magazin. Antrenamentele deja am stat și a floare la ureche, dar cu ei să stau, deci e... Cine e mai neastâmpărat, Alex sau Albert? Păi, nu, eu cred că se vede deja. Cine are mâna ruptă? Alex e mai neastâmpărat. Alex e mai neastâmpărat? Aha. Mai, pe el e mai mic, el are 5 ani, iar tu ai câți ani? 7 ani? 6. 6, ok, perfect. Îți dă cu pas cu merele. Am înțeles. Mâine, păi mâine o să vezi și pe ei în ring. Da, ei își doresc, așa au spus. Acum vedem ce se va întâmpla. Aveți grijă, vreți să aveți grijă de surioara voastră? E ok, poți să te bateți pe ei, înțeleg. Da, da, nici nu ne băgăm seama. Dar lasă că dacă au găsit aici... Dar să știi că n-aveam nicio îndoială că el își va rupe primul mâna. Da, dar știi ce vreau să te întreb? Acum nu trebuia să aveți și nunta pe 9 mai? Ba da, la noi... Trebuia să ai rochia aia de mireasă, da, superbă. Totul s-a amânat pentru la anul. Da. Da, da, totul am amânat pentru la anul, pentru că ne-am gândit că anul ăsta o să fie puțin cam imposibil să reușim să facem tot ce ne-am propus și să putem invita toți oamenii dragi să ne fie alături. Alex. Așa că am preferat să marcăm momentul să botezăm fetița anul acesta. Trebuia să fie și botezul fetiței și nunta noastră.
Acum, asta e. Așa s-a întâmplat. Și că tu îți dorești foarte tare să fii mireasă, sunteți de 14 ani împreună, da, nu? Da, da, da. 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 Deci îți dorești să fii mireasă, a, lucru spus... care se va întâmpla la anul. Dar nu am reușit să-l conving decât cu o fetiță. La doi băieți nu mi-a ieșit, așa că cu fetița am reușit, l-am convins. Ce ai zis? Când o să apară și fetița fără nicio problemă? Gata. Nu mai, nu mai are șansă să scape. Hei, micuțo, știi că am și o fetiță acasă, o cheamă tot așa Eva Maria. Ești aici? Da, ești e un nume cu... foarte frumos. Ești cu noi aici la emisiune. Să știi că atunci când o să crești mare, o să ai doi bodyguard lângă tine, cu siguranță o să te apere. Da, 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 băieții ăștia doi, frații tăi. Așa nu băieții, tati sigur și cu unchiu. Tati și cu unchiu. Dar știi că tati și cu unchiu au venit cu mami la emisiune? Da, m-am uitat. M-am adică uitat. Și campioni ăștia mari sunt mielușei când vin cu mami la emisiune. Mi se pare normal. Deci am pus după pe Facebook, da. A rupt, nu știu, sute de mii de vizualizări a făcut chestia cu mama. Da, aveți, o mamă, aveți o mamă senzațională. Mulțumesc, mulțumesc. Aveți o mamă. Da, e un om extraordinar, da. Și pupăm toate mamele. Exact, mama, da, soacră. Deci mama soacră e mama soacră de nota 10. Normal. Foarte frumos. Și mai are două nepoțele, mama soacră și de la fratele tău. Da, da, 5 nepoți are. 5 nepoți. 5 nepoți. Și tu acum mai continui cu activitatea sportivă sau gata, renunți, nu, că trebuie să stai cu ei acasă? Încă sunt tânăr, am un contract destul de important și eu și fratele meu și avem planuri mari de viitor. Adică să... lupta merge mai departe. Lupta merge mai departe. Nu ne dăm noi bătuți. Nu abandonăm. Vreau să te întreb ceva. El ți-e romantic? Ți-aduce flori? De ziua mea. Adică vreți vrea să fie un dur. Da. Nu, da, eu cred nu, că e romantic când trebuie la urma urmei. Să vedem partea bună. Nu neapărat că nu e romantic. Problema e că nu are timp. Cu ce te surprinde? Uite, mă surprinde cu vacanțele. E foarte spontan și îmi spune gata, fac bagajele, mâine plecăm. Direct așa. Deci așa e, da. Și alege și vacanțe unde, da, trebuie și cum trebuie. Da, da, da. Am știe ce ne place și e ok. Perfect. Asta da, mă surprinde. Cu florile nu prea, dar cu vacanțele da. Acum, nu, eu cred că ești mai câștigată. Cred că ești mai câștigată. Îmi dau seama când va crește Eva mare și îți va spune tati, mă duc și eu la un club la mare. Nu. Alex, ai grijă să-mi dai pe tine, tati. Da? Cum o să fie? Te rog. Când o să zică că vrea să se ducă la mare sau când o să vrea să spună că vrea să-ți facă cunoștință cu iubitul ei? Cu iubitul ei va fi mai greu, nu știu, să fac cunoștință. Ideea e că mi-a făcut un plan cu soția. O să-i las unde vor ei, da? Dar să-mi zică cu două zile înainte. Să pregătesc terenul acolo. Ca să poți să ajungi și tu acolo. Acolo, ok, să ai învins. Mai spune-le o dată oamenilor cum te găsesc pe Instagram și pe Facebook. Andrei 1 Stoica pe Instagram și pe Facebook Andrei Stoica. Andrei Stoica pe Facebook, Andrei 1 Stoica pe Instagram. Căutați-l, este un super campion și un băiat de nota 10. O salut și pe mama ta, mă bucur că a venit data trecută la noi. Copii, dacă mai veniți pe la noi, pe la emisiune, vă mai dăm mere, pere, tot ce vreți. Voi sunteți foarte tari, pe cuvântul meu de onoare. Și să aveți grijă de sora voastră, da? Da. M-auziți? Da, da. Ea e șefa, da? Da. Da. Hai, da, bine, lasă-ne, măruță. Le luăm cu noi. Perfect. Mulțumim mult de tot. Mulțumim, Eva Maria, ești foarte frumoasă. Mă mulțumim. Bucur mult de tot că ai venit la emisiune. Și la anul mulțumim să mult, panci. Andrei. Da. Și veni și de la anul la Botești. La... Mamă, cu mare plăcere. Mireasă, flori, nunta, nu? Da, totul este da, programat. Da, era totul pregătit. Da, totul pregătit. Este plătită, n-ai idee ce e băgată în depozit. Deci la anul o să fie totul petrecerea. Totul o să fie la anul și vă așteptăm cu mare drag. Perfect. Tu vezi, s-au simțit, au fost în apele lor, da? Ți-au făcut aici paguba. Nu e nicio problemă. Vezi că tu trebuie să rămâi la categoria ta ca să te cuprindă costumul de mire la anul. Da, încă nu l-am, cum să zic eu, l-am... Nu l-ai terminat, Andrei, da, nu? Încă nu l-am terminat pe de-a întregul, dar sunt sigur că, oricum, o să mă păstrez în limitele categoriei. Perfect. Vă mulțumim mult de tot și vă mai așteptăm pe la noi. Și noi vă mulțumim mult. Pa, la revedere. Mașința. Pa, pa, copii, vă mulțumim. Mai luați mere dacă vreți. Mulțumim, mulțumim mult de tot.